În urmă cu 5 ani, Ionel Dândăreanu a avut ideea organizării unei competiții care să îi comemoreze anual pe foștii mari fotbaliști din Giurgiu. O competiție de care s-a ocupat până în cele mai mici detalii și pentru care s-a zbătut mereu, iar fiecare ediție a fost un adevărat spectacol din care au avut de câștigat sportul și cei care îl practică. Ieri, Ionel Dândăreanu a încetat din viață, după numai 2 zile de când a început a 6-a ediție a Memorialului Gloriilor Fotbaliștice Giurgiuvene, o ediție de la care aștepta ca de fiecare dată noi și noi momente de bucurie. Ca la fotbal, știți că fenomenul ăsta e complex, e ca viața, fotbalul, și ca și în viață se întâmplă multe. Au fost niște implicarea prea mare din partea unor grupări, a unor jucători. Oricum, după părerea mea și nu numai a mea, inclusiv a dumneavoastră presie, este că este acest memorial. E o manifestare care unește, aduce foarte mulți oameni aici la teren, e social și participă oameni, cum să zic eu, de toate categoriile sociale, oameni de toate sclave, instituții foarte serioase din oraș. Reprezentanții echipelor participante au decis justificat și firesc suspendarea meciurilor din această a 6-a ediție. Pierderea este imensă, dar competiția ar trebui să continue, pentru a continua și munca începută și dusă 5 ani la rând de Dixie, dar și pentru a-l comemora așa cum se cuvine, tocmai prin fotbal și printr-un turneu care, de ce nu, ar putea să poarte și numele inițiatorului său. Dumnezeu să-l odihnească în pace!